Mănăstirea Curchi este un important monument de cultură și spiritualitate din Republica Moldova, care datează din secolul al XVIII-lea. Este unul dintre multele așezăminte românești aflate pe lista monumentelor de arhitectură UNESCO. Ne aflăm în orașul Soroca, orașul de baștină, pe care eu îl consider orașul meu natal, în care am copilărit, în care mi-am petrecut adolescența, în care am absolvit școala medie, unde am petrecut poate cele mai frumoase momente din viața mea. Aici am studiat la școala de pictură din Soroca, am absolvit-o. Aici am studiat la școala medie numărul 1 din Soroca. Aici m-am cunoscut cu toți prietenii mei cei mai buni, prietenile cele mai bune. Este un oraș de baștină pe care eu îl iubesc până în momentul de față, deși nu locuiesc de mult timp aici. Este orașul cel mai scump pentru mine și cel mai drag. Mă întorc aici cu mare plăcere. Avem aici cetatea Sorocii. Este simbolul acestui oraș, este o construcție temenică care poate și în caracterul meu mi-a dat o bază anumită să fiu mai tare, mai dur. Și chiar lângă cetatea Sorocii Nistru, frumosul și simpaticul Nistru, pe care în copilărie și pe urmă și în adolescență l-am traversat nouă dată, trecând în partea cealaltă din Nistru, acum Ucraina, pentru diverse aventuri. Și din copilărie și din adolescență. Treceam Nistru încolo, mai furam câte un măr, două, vineam înapoi. A fost un moment frumos, acum îl trec, dar mai greu, leac, că au trecut ceva ani. Ulubia dorm în cetatea Soroca, stă piatra la cuiburi de veche. Stau turle spre cer, ațintite cu ochiul la steaua ce încă ne vede. În apa fântânilor luna adapă speranța luminii și glasuri în noapte răsună. Urcate în pereții zidirii, Sireaca, Soroc, dar Soroca e numele ajuns la botez. Chiar Ștefan alesere locul, nu vreunul știa în Genovez. Pe trup mai păstrez, câți de încercare cu focul, urme pe trup mai păstrez. Dacă în ciclul de acuarele Chișinăul vechi, omul apare pe planul 2, artistul oferindu-i un rol secundar, apoi în lucrările inspirate din viața rurală, oamenii de diferite vârste, bărbați, femei, copii, constituie centrul compoziției, subiectul fiind axat pe relația acestora cu animăluțele, obiectele și natura satelor noastre. Acuarela în interpretarea lui Vitalie Grișciuc creează o atmosferă deosebită, care transmite spectatorului o încărcătură emoțională puternică. Thank you.
Ne aflăm în Popești de Sus, raionul Drochea, într-un sat nemăipomenit de frumos, în fața unui peisaj deosebit, o panoramă de sus luată din noi. De foarte mult timp căutăm așa gen de panorame. Nu selectăm peisaje standarde, tot timpul suntem în căutarea noilor și noilor peisaje, deoarece țara noastră este foarte picturală și landșaftul este deosebit. În acest sat venim des la rudele noastre apropiate, sunt oameni deosebiți de calzi și primitori, cum și oamenii de aici chiar din acest sat. Deja toată lumea ne cunoaște și știu foarte bine că noi suntem acei artiști care dorim să luăm cât mai frumoase subiecte și să le redăm în pânzele noastre sau pe hârtie, în acorelă, în tuș, pe pânză, în ulei. Țara noastră este foarte frumoasă în toate timpurile, și iarnă, și vară, și toamnă. Coloritul este special. La plenet se lucrează rapid. De fapt, nu se încheagă lucrarea pe câmp în vid. De fapt, se prind culorile principale care vrei să le redai după aceea în tablou, în atelier, când stai și finisezi lucrarea până la capăt. Bar am venit să facem aceste compoziții, fiindcă, după cum vedeți, este întoi coacerea florisoarelui și sunt foarte multe flori de câmp. Porumbul este plin de verdeață și este un verde foarte plăcut. Din păcate, nu prea am prins noi grâul, dar nu nicio problemă, o să apară la anul viitor. Și panorama arată deosebit de frumos, fiindcă iarăși un șir de câmpuri prelucrate, plus se vede satul în față. Vara, de fapt, este foarte greu de obiectat, fiindcă e foarte mult verde. Verdele e unul și același și tot timpul trebuie să-l cauți. Și în abundența asta de verdeață încerci să găsești acele nuanțe de culori care sunt a florilor, a caselor, a acoperișilor de case, a trăsurilor care trec pe alături sau oamenii care muncesc la câmp încă. Aparent tradiționale, pânzele sale sunt rodul unor impresii și analize stratificate adunate în timp trecute prin propria experiență și sensibilitate artistică. Arta sa nu pretinde nici spre monumentalism, nici nu de ademenește în exodul unor imaginații sofisticate, dar te cucerește prin sinceritate, lirism și dragoste pentru natură și oameni. Ochiul artistei nu scapă niciun detaliu, ele fiind foarte importante și integrându-se într-un întreg la început în imaginația și viziunea dânsei, apoi fiind redate pe pânză. Pentru asta și suntem la plein air, ca să găsim acest verde. Nu este ușor de-l găsit în atelier, și am ieșit la câmp să vedem cum asta lucrează, de fapt, la aer liber.